surprins plăcut că pe mulți prieteni i-a interesat părerea mea despre PAL. Acum, sigur că multă lume mi-a scris fă film, însă trebuie să luăm în considerare și faptul că eu am crescut acum, zic. Am tot felul de lucruri de făcut, de nu mai am timp. Sau poate da energie pentru a face clipuri. Dar, dacă totuși atât de multă lume m-a solicitat, am zis că să-mi zic părerea. Nu știu de ce contează părerea mea ca un simplu participant, că am fost și eu până acolo. Dar dacă lumea a vrut să-mi audă părerea despre bar, o spun. Am aici ceva de ăsta, că a fost un membru al familiei la ceva pomană de dimineață și am înțeles că a primit ceva. În sfârșit, l-am găsit aici pe masă, o să-l mănânc acum cu Chantal. Și îmi cer scuze că vorbesc în timp ce mănânc, dar de fapt nu vorbesc în timp ce mănânc, ci este o chestie mult mai înălțătoare. Luăm masa împreună, da? Mâncăm, ia uite, rupem pâinea și mâncăm împreună. Super! Dumneavoastră la bal. Orăștie 2014. Balul bobocilor. De ce să te duci? Ca adult. Sau ca, mă rog, ca om mare. Ai putea întreba. Și tu ești student, ce să mai cauți acolo? Foarte greșit atitudinea. Unul la mână, dacă ești un om prietenos, așa, ai prieteni de toate vârstele, ai dat prieteni mici, cum ar veni, mai mici, da, decât tine. Și ești prieten cu profesori. Ești prieten cu patronul clubului, cu managerul clubului. Ești prieten cu bodyguards. Ești prieten cu toată lumea. Și atunci, cum să nu te duci să te bucuri de societatea acestor oameni plăcuți? Plus, elementul că majoritatea fetelor din oraș se concentrează, și ăsta e și motivul pentru care trebuie să mergi în club ca băiat, stând acasă și jucându-te cu docul de la suc, sau chiar stând pe Facebook, tot nu o să cunoști și nu o să poți interacționa cu femei ca în club. Pentru că gândiți-vă la dinamica din club. Femeile se aranjează. Cum pot ele mai bine. Și se adună într-un loc. Mă rog, ca să socializeze, ca să se distreze. Motivele pentru care ele se duc acolo nu le interesează foarte tare. Ideea este că tu ca bărbat le găsești acolo comprimate, adunate, la un loc. Știi? Mă rog, nu pot fi adunate, n-am câteva. Adunate, da, și concentrate în acest club unde poți să vorbești cu ele, să, mă rog, cât te duce cap. No, ideea cu balul este că mie, pe total, mi-a plăcut. Îmi cer scuze o secundă. De-abia aștept pe masă. Acum fac un clip. Azi că dacă te uiți pe net, îl vezi. Nu știu când îl pune, cred că în seara asta. Deci mi-a plăcut pe total. Nu am cunoscut foarte bine despre participant, nu pot să vă spun pe lângă că a fost tema Halloween și erau mascați, nu le vedeai fața, în sfârșit nu puteai să-i apreciezi. Nu-i cunosc oricum foarte bine pe mulți. Pe fata care a
câștigat, o cunosc și bineînțeles că da, o felicităm și cred că a și meritat. Eu le-am și spus la prietenii cu care era. Despre băieți nu știam, mă rog, nu m-a interesat foarte tare și nu-i cunoșteam. Dar ca fată am zis că o să ia ea, într-adevăr, arăta cel mai bine de acolo și, mă rog, a meritat. M-a mai fost una mișto blondă, dar nu mai știu că, uit cum le cheamă, nu mai știu cum o cheamă. Ceva Maniu, nu știu, Iulia, Dorina, Doriana, ceva cu dâd, o strigam pe aia, am cheamă acolo lângă, am tot povestit cu ea, Dorina, ceva, Dorina, în sfârșit. Bun. Deci, referitor la participanți, mi-a plăcut că profesori, înțelege, au fost, am intrat în spiritul copiilor și că nu mai prea există distanța asta între profesori și copii, să te duci la club cu profesori, mare lucru și o mare evoluție a școlilor, că dacă stai să te gândești că acum câteva zeci de ani venea pedagogul cu biciu, îți dădea două peste cur, era foarte distant. Acum te duci în club cu profesorul, cu alea, dansezi, superb. Foarte bine, pentru că asta e de fapt, cum să zic, o școală, în viziunea mea, o școală bine realizată, este asta. În care, pe lângă că învață copilul de la profesor, și profesorul poate învăța de la el. Sigur că nu o să învețe știință, că nu știe mai mult copilul decât profesorul, dar ce învață? Stil de viață. Bă, tu mergi la club? Vin și eu la club. Înțelegi? Sunt profesori care deja mergeau ei la rândul lor în tinerețe la club și acum se întâlnesc cu copii. Deci, super. Pentru că toată lumea se întâlnește acolo și tot ce e în comun, părerea mea, în interacțiile între oameni, tot ceea ce e în comun, e benefic. Dacă vin și profesorii la club, foarte bine. Cum ar fi fost să stea arțăgoși, îți dai seama să nu vină? Foarte bine au venit, s-au distrat, s-au mascat. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Bă, da, am avut niște surprize. În ideea că Facebook, uite, că poate fi înșelător. De exemplu, era una care o știam eu de pe Facebook, care nu o simțea, dar erau două care le știam de pe Facebook, dar nu le văzusem în realitate. Una dintre ele, care au fost dezamăgiri, mă refer, că multe au fost în regulă, da, și pe Facebook și în realitate, dar două dezamăgiri. Una, nu o să-i dau numele, care părea mult mai înaltă pe Facebook și când am văzut o realitate, era atât. Și zic, aoleu, vezi, eu nu m-am uitat la, ca termen de comparație lângă ce are ea poze, că acum dacă mă uit pe Facebook cu ei, de fapt are poze lângă o scară. Ea e lângă primele trei cuie de la scară, știi, sau așa. Și după aceea cu alta, care părea superbă, tatuată, înțelegi, era, ai zic, asta când o prind, băi, și-o văd. Eu la bal nici n-am observat-o. N-am asemuit persoana întâlnită cu fata de pe Facebook. Am văzut că lângă mine dansau la și... ceva, o enormitate. Și zguduia scena. Dar n-am știut că e asta. Băi, și-o văd acum pe Facebook-ul ei astăzi. Era aia. Deci aia, ultra solida, era una care pe Facebook părea foarte mișto. Deci Facebook-ul poate fi înșelător de multe ori. Dar și nemilos. Și faptul că e nemilos e foarte bine, că până la urmă e bine să vezi realitatea despre o fată. După care, am văzut că unele nu știu nici până la vârsta asta să umble pe tocuri. Unele au fost grele de tot, femei, înțelegeți? Superbe. Și grație și tot. Dar au fost unele care, spre surpriza mea neplăcută, nu știu merge pe tocuri. Deci, când mergem pe tocuri, piciorul drept, genunchiul ți-l dai în spate cât poți. Mai eu sunt training, da. Deci genunchiul, nu stai cu genunchiul așa și umbli pe toc, o să fii genunchi de... îl întinzi. Ia uite. Ți-l dai maxim în spate când mergi pe toc, ca să se vadă frumos, să nu pară că ești așa un mers nesigur de capră.
Asta ar fi legat de mersul pe tocuri. Din nou, sandalele. Sandale, în loc să-ți iei dracului toc închis. Și-au luat sandale, au ieșit degetele prin sandale, dădeau cu degetele pe jos, oribil. Deci sunt lucruri care trebuie să te uiți, cum băiat se uită și pleci așa de acasă și ce dracu ai făcut. Au fost alea din Deva, modelele. Eu când le-am văzut pe alea, după ce s-au îmbrăcat, mi s-au ochii ca la șeptari. Numai semn la dolari îl vedeam. Zic, mamă, câți bani am face astea? În industria modei, sigur că la unde dracu ar fi. Bani mulți. Deci la aspectul ăla, 4-500 la zi. Nu știe toată lumea despre ce vorbesc, dar e bine. Bun. Deci superbe femei, grele de tot. Dar și elevele, la nivel, și unele peste. Deci să nu fiți complexate, fetele care sunteți din liceu, că le-ați văzut pe alea modele și nu știți, și voi sunteți ca ele sau unele mai bune. Deci nu e nicio problemă. Plus că ele sunt deja mari, au mai mulți ani ca voi, voi o să mai creșteți. Așa. Pe a 8-a, bătrâne, clasa 8-a. Deci nu mai știi cât, ce vârstă au, ce... Niște periculozități de muier pe a 8-a, bătrâne, și niște priviri de la te, dracu. După care, ceea ce îmi place foarte mult la tinerii de acum, la generațiile astea de liceu, față de gen... Când... Ia uite o muscă, pe gușitate în pula mea. Față de generațiile când eram eu în liceu, mult mai emancipate fetele, bă. Pe a 8-a, pe a 9-a, pe a 10-a. Pirs în limbă. La club, ținută de club, de dacă spune că are 23 de ani, nu crezi. Foarte emancipate. A vârsta noastră, fetele, nu erau urâte nici ele, dar nu se știau aranja, nu era, nu știu, nu era lumea așa evoluată, nu erau ele. În sfârșit, niciodată n-au fost așa să te miri, bă, își cam arătau vârsta, știi, pe a 10-a știai că-s pe a 10-a. Pe a 8-a știai că-s pe a 8-a, arătau mai niște copii. Înțelegi? Dar ele arată ca niște femei astea, ceea ce nu știu, mie mi se pare bine, adică, ce rău, mi-mi place. Și admir, și-s mai uniți decât eram noi în liceu. Și o generație chiar ca lumea, e... îi admir. No, și balul a fost chiar reușit, acum la balul din chimic nu m-am dus. Nu că aș avea ceva cu chimicul, dar nici eu nu-s chiar bălitor profesionist. Am fost plecat, eu... Vineri acum am ajuns și am zis, hai să mă duc până la bal, să vedem. L-am sunat pe Gabriel, dar uite că nu acceptă să vină. Să vină. Au fost ceva momente, au cântat Alexandra și Bianca, da? Voci grele, voci puternice și fără nu știu ce antrenament, native. Au dansat. Două fete, Noemi și cu Diana. Le-a ieșit momentul. Deci, pentru un oraș mic, a fost ce să vezi. Și ai avut ce arăta. Da. Mi s-a părut în regulă. O să mai fac un clip cândva, când am vreme, cu sârboaicele alea de la mare. O să mai fac un clip cu un baz. Cu prințul care a plecat noapte din castel și s-a dus la prințesă pe scările palatului și a dat cu capul și a plecat noaptea în timp ce vorbea la telefon. Și multe alte povești. Dar să fac asta cu balul, eu sincer n-am vrut să-l fac, că nu a fost mare lucru de zis. Dar dacă lumea a zis, bă, impresia generală a fost că mi-a plăcut și am zis, hai să dau așa câteva impresii de acolo. A, altceva. Putorile. Două. Nu e ceva de băut, tot dansau, nu e ceva de băut. Bă, îți iau de băut dacă vreau eu, dacă îmi face plăcere să stau cu tine, nu la comandă. Mi-e ceva de băut. Du-te tu de aici. Băș. Ce dracu. Câteva observații. Sper să nu fiu uitat nimic. Am astea erau lucrurile de spus. Hai că încerc să-l încarc, să vedem cât durează până ajunge pe net.